Evrei, capitolul 3, începând cu versetul 1 și vom încheia cu versetul 1 din capitolul 4. De aceea, frați sfinți, care aveți parte de chemarea cerească, ațintiți-vă privirile la Apostolul și Marele Preot al mărturisirii noastre, adică Iisus, care a fost credincios celui ce l-a rânduit, cum și Moise a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu. Căci el a fost găsit vrednic să aibă o slavă cu atât mai mare decât a lui Moise, cu cât cel ce a zis o casă are mai multă cinste decât casa însăși. Orice casă este zidită de cineva, dar cel ce a zidit toate lucrurile este Dumnezeu. Cât despre Moise, el a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu, ca slugă, ca să mărturisească despre lucrurile care aveau să fie vestite mai târziu. Dar Hristos este credincios ca fiu peste casa lui Dumnezeu. Și casa lui suntem noi, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm. De aceea, cum zice Duhul Sfânt, astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustiu, unde părinții voștri m-au ispitit și m-au pus la încercare și au văzut lucrările mele 40 de ani. De aceea, m-am dezgustat de neamul acesta și am zis, ei totdeauna se rătăcesc de inima lor, n-au cunoscut căile mele, am jurat dar în mânia mea că nu vor intra în odihna mea. Luați seama, dar, fraților, ca niciunul din voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeul cel viu. Și îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câtă vreme se zice astăzi, pentru ca nici unul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului, căci ne-am făcut părtași ai lui Hristos, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită de la început. Câtă vreme se zice, astăzi dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii. Cine au fost în adevăr cei ce s-au răzvrătit după ce au ziseră? N-au fost oare toți aceia care ieșiseră din Egipt prin Moise? Și cine au fost aceia de care s-a dezgustat el 40 de ani? N-au fost oare cei ce păcătuiseră și ale căror trupuri moarte au căzut în pustiu? Și cui s-a jurat el că n-au să intre în odihna lui? Nu s-a jurat oare celor ce nu ascultaseră? Vedem, dar, că n-au putut să intre din pricina necredinței lor. Să luăm, dar, bine seama, că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna Lui, nici unul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Amin. Să ne rugăm Domnului. Părintele nostru care locuiești în ceruri, Sfânt ești, sfințească-se numele Tău. Stăm înaintea Ta și în momentele acestea. Și dorim ca în continuare, prin Duhul Tău cel Sfânt, să cercetezi ființele noastre. Mulțumim pentru momentele de rugăciune, mulțumim pentru clipele de înălțare, prin cântare, mulțumim pentru că ești gata și în aceste momente să vorbești sufletelor noastre în continuare. Dorim să stăm la dispoziția Ta. Doamne, vrem să fim lutul acela pe care Tu să-L modelezi după voia Ta. Iată-ne așa cum suntem. Te rugăm să vorbești sufletelor noastre, să cercetezi ființele noastre și vrem ca în seara aceasta, încă o dată, să auzim vocea Ta. N-aș vrea ca înțelepciunea mea sau vorba mea să fie acela care să fie transmisă în aceste momente după masă. Și aș vrea ca Duhul Tău să vorbească fiecăruia dintre noi. De aceea stau la dispoziția Ta, Duhule Sfânt, și te rog să vorbești prin noi. Cercetează,
mângâie dacă e nevoie, îmbărbătează, întărește și vrem cu toții să ajungem în odihna pe care ai pregătit-o pentru copiii tăi. Mulțumesc pentru biserica aceasta, mulțumesc pentru cei care în dimineața aceasta te-au mărturisit în apa botezului. Te rog să fii cu ei pe mai departe. Te rog, Doamne, să păzești viața lor, calea lor. Și vrem cu toții deopotrivă, în ziua cea măreață, să fim la dreapta ta, în împărăția ta. Mulțumim pentru toate, încredințăm momentele acestea în mâna ta și dorim ca numele tău să fie înălțat, Tatăl Ceresc, prin Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Amin. O inviți. Nu pot decât să fiu mulțumitor lui Dumnezeu pentru ocazia pe care o am și în această după masă să fiu în mijlocul dumneavoastră, să fim împreună în casa Domnului și mă rog ca Dumnezeu să reverse binecuvântările Lui Sfinte peste fiecare dintre noi. Amen. Am primit cu bucurie invitația de ceva vreme și iată-mă în aceste momente în mijlocul dumneavoastră. Am stat și am ascultat tot ceea ce s-a făcut până acum. Sigur, spunea cineva, mă gândesc o perioadă îndelungată la un mesaj pe care să-l predic cu o anumită ocazie. Și vine ziua respectivă, vine ceasul respectiv și văzând tot ceea ce se petrece în biserică, Duhul lui Dumnezeu mă pune în situația să-l schimb mesajul. Pentru că rugăciunile, pentru că cântarea care a fost, m-au dus într-acolo. Și sigur că m-am gândit și eu, și fiind cercetat în oarecare măsură de cuvintele de la timpul de rugăciune, pe care Petru le spune să veghem. Să veghem pentru că diavolul dă târcoale și răvnește ca un leu și caută pe cine să înghită. Și cei la care el atentează suntem noi, copiii lui Dumnezeu, și gândindu-mă la cei care în dimineața aceasta l-au mărturisit pe Domnul în apa botezului și gândindu-mă la viețile noastre de copii ai lui Dumnezeu, care de mai mult sau mai puțin timp l-au mărturisit pe Domnul în apa botezului, cred că avem nevoie de a sta în veghere datorită luptei acesteia spirituale care se dă în fiecare zi în viețile noastre și cu noi. Sigur că m-am oprit la pasajul acesta din Evrei, din capitolul 3. De mai multe vreme mă uit în Evrei, studiez, predic din cartea aceasta, o carte deosebit de interesantă. Și sigur că știm că este scrisă fraților evrei din Ierusalim, bisericii, dacă vreți, din Ierusalim, oameni al lui Dumnezeu, oameni care au ieșit din lume și care, în ciuda oportunităților care erau acolo, în ciuda, poate, restriștilor care erau acolo, ei au hotărât să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos. Însă, autorul epistolei către evrei, care nu știm exact cine este, unii spune că ar fi Apostolul Pavel, alții comentatori nu ne spun exact cine ar fi, m-am uitat și am văzut ceea ce dorește să aducă autorul acesta pentru copiii lui Dumnezeu. Și sigur că dacă ați fost atenți la ceea ce am citit, și dacă veți citi și în capitolul 2, veți citi și capitolul 4, și capitolul 5, veți vedea câteva lucruri pe care autorul epistolei către evrei vrea să ne le aducă înainte. Le-am numit eu avertizări. Pentru că dacă suntem atenți, spune versetul 1 din capitolul 3, de aceea, frați sfinți, care aveți parte de chemarea cerească, ațintiți-vă privirile la Apostolul și Marele Preot al mărturisirii noastre, adică la Iisus. Apoi, în versetul 10 și versetul 11, versetul 12, spune, luați seama, dar, fraților, ca nici unul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeu cel viu, ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câtă vreme se zice astăzi. Iar în versetul 1 din capitolul 4 spune să luăm dar bine seama, atenționări, avertizări. Și vreau să vă spun că pe calea credinței nu vor fi mai floși. Noi știm lucrul acesta. Spunea fratele Beni, tinerilor care dimineața l-au mărturisit pe Domnul Hristos în apa botezului,
că vor fi probleme, vor fi încercări. Biserica are datoria de a se ruga pentru ei. Dar nu numai pentru ei. Biserica are datoria de a se ruga pentru fiecare. Rugați-vă unii pentru alții. Pentru că diavolul dă târcoale și un leu, ca un leu și caută pe cine să înghită. Caută pe cei credincioși. Și m-am gândit la aceste avertizări pe care m-am uitat aici în Cuvântul Dumnezeu și le-am văzut că autorul epistolei către evrei ni le aduce înainte. Ce este o avertizare? O avertizare, suntem foarte mulți șoferi aici. Vreau să vă spun că cele mai multe semne de circulație sunt semnele de avertizare. Sunt multe categorii, vreo 6-7. Dar cele mai des întâlnite semnele de avertizare. Ce înseamnă când vezi un semn de avertizare? Înseamnă că trebuie să mărești atenția, pentru că s-ar putea să fie un pericol, să te pască un pericol. În viitor, să se întâmple, să apară ceva. Și am stat și m-am gândit, de ce oare Apostolul sau autorul epistolei către evrei încearcă să ne atenționeze de ceea ce se poate întâmpla? Pentru că dorința fiecăruia dintre noi este să ajungem într-o zi în locul pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru aleșii Lui. De-aia l-am primit pe Hristos în viața noastră, de-aia ne-am adunat în după masa aceasta, în locul acesta, pentru că dorința noastră este una singură, de a ajunge în Împărăția Lui Dumnezeu. De a ajunge la locul pe care Domnul Hristos s-a dus înaintea noastră să-L pregătească. Și autorul epistolei către evrei îl numește aici odihna Lui. Fiecare dintre noi, odată ce am acceptat pe Hristos în viața noastră, în mintea noastră este ținta aceasta, țelul acela, de a ajunge într-o zi în Împărăția Lui Dumnezeu. De a ajunge într-o zi la odihna pe care Domnul a pregătit-o pentru fiecare dintre noi. Și fiți foarte atenți ceea ce spune Cuvântul Domnului și vedeți, vă rog, și în capitolul 4, unde sunt aici câteva lucruri și m-am uitat în capitolul 4, nu o să vorbesc de el, dar întrebarea care ne-am pus-o în capitolul 4, de ce doar unii intră în Împărăția Lui Dumnezeu? Știți că numai unii vor intra în Împărăția, în odihna Lui Dumnezeu. Iar în capitolul 3 sunt avertizările acestea foarte importante, la care ar vrea să privim în această dupămasă. Și m-am uitat la ele și poporul Lui Dumnezeu este avertizat. Noi suntem avertizați. Cântarea de la numărul 100, pe care o cântăm într-un fel sau în altul, spune că pe calea îngustă e luptă. Plăceri de șerdeciuni pe anus. Nu-i împodobită, dar dreaptă și e bună că duce în sus. Multe vom întâmpina pe calea aceasta. Dar de fiecare dată noi suntem avertizați. Și în această dupămasă, Duhul lui Dumnezeu, încă o dată, prin cuvântul pe care îl are pentru noi, vrea să ne avertizeze pentru că pe calea credinței vor fi pericole. Diavolul va lupta, va răgni, spune Petru, ca un leu. Și va atenta la fiecare dintre noi. Haideți să ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu, în timpul în care îl avem la dispoziție în această dupămasă. Mă voi strădui ca la timpul hotărât să închei. Și să vedem câteva din avertizările pe care autorul epistolei către evrei, capitolul 3, ne aduce înainte. Prima avertizare este avertizare cu privire la concentrarea noastră spirituală. Priviți, vă rog, versetul 1. Îl recitesc. De aceea, frați sfinți, care aveți parte de chemarea cerească. Și acum, atenție! Ațintiți-vă privirile la cine? La Domnul Iisus Hristos. Dragii mei, oare la ce sunt ațintite în vremurile de astăzi privirile noastre? Nu o să vă dau niciun răspuns. Pentru că fiecare dintre dumneavoastră știți la ce ați invitat privirile noastre. Poate la inundații, poate la tot felul de calamități, poate la televizor, poate. Nu știu. Fiecare știți. Însă avertizarea pentru copiii lui Dumnezeu, pentru sfinți, foarte interesant,
Frați sfinți, ce frumos vorbește autorul aici. Frați sfinți, atenționare cu privire la concentrarea spirituală. Adică, spre ce e îndreptată privirea ta, atenția ta. Mi-aduc aminte că tot autorul Epistolei către Evrei ne spune la un moment dat să ne îndreptăm privirea spre Domnul Iisus Hristos. Să ne ațintim privirile noastre la Iisus Hristos. Să ne ațintim privirile noastre la El. Și de foarte multe ori privirile noastre sunt deraiate de la Domnul Iisus Hristos. Sunt deraiate de la, lucrarea pe care ar trebui să o facem pentru Domnul Iisus Hristos. Și de foarte multe ori privirile noastre sunt îndreptate spre lucrurile de aici de pe pământ. Și spiritualitatea noastră, concentrarea noastră spirituală, care ar trebui să fie la Domnul Iisus Hristos, este dusă într-o parte și alta. Atenția noastră trebuie să fie preocupată în fiecare zi de Domnul Iisus Hristos. Cel care pentru noi a disprețuit crucea, a suferit rușinea și s-a așezat de la dreapta scaunului de domnie al Dumnezeu. Vreau să vă spun că mulți nu vor gusta odihna pentru că nu l-au avut în privirea lor pe Domnul Iisus Hristos. O cântare spune, nu-L pierde pe Iisus din privirea ta. În fiecare zi, în fiecare moment, și aici autorul spune, ațintiți-vă privirile, priviți țintă la Domnul Iisus Hristos. Priviți țintă la ceea ce El face. Priviți țintă, atenția voastră să fie asupra Domnului Iisus Hristos în fiecare moment al vieții voastre. De ce la Domnul Iisus Hristos? Fiți atenți ce spune aici Cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 2. El a fost credincios celui ce l-a rânduit. Sigur, în comparația cu Moise. Versetul 3. El a fost găsit vrednic să aibă o slavă cu atât mai mare ca lui Moise. Mai mult de atât, spune Cuvântul Domnului că El s-a jertfit pentru păcatele noastre. El ne pregătește un loc și în glorie ne-a pregătit și ne pregătește un loc pentru a ajunge și noi acolo. Cine n-ar vrea să ajungă în odihnă? Cine n-ar vrea să ajungă în Împărăția lui Dumnezeu? Dar vreau să vă spun în această seară, în această masă cu durere, că de foarte multe ori, ținta noastră care ar trebui să fie Domnul Iisus Hristos, este deraiată de diferitele ținte care le avem pe pământul acesta. Și fiecare dintre noi, probabil, ne gândim momentul acesta că avem anumite lucruri fixate în mintea noastră care vrem să le facem. Ne facem planuri. Ne gândim la tot felul de lucruri. Dar spune Cuvântul lui Dumnezeu, odihna, vor intra în odihna Lui cei care se concentrează asupra Domnului Iisus Hristos. De aceea, îndemnul meu pentru noi în această dupămasă este să privim țintă la Domnul Iisus Hristos. Dacă vrem să avem parte de odihna Lui, să privim țintă la Domnul Iisus Hristos. Și spune El aici, Cuvântul Domnului, marele preot al mărturisirii noastre. Să privim țintă la El. În fiecare zi, dimineața, la miază și seara, în fiecare moment al vieții noastre, să privim la Domnul Iisus Hristos. Să fim gata să facem voia Lui, să-L slujim pe El, să ne îndreptăm gândurile noastre, rugile noastre. La Rugășești, e a treilea program sau slujbă duhovnicească la care particip în această zi. Dimineața am luat Iuiești, de la 3 la Rugășești, ne-am avut și cina. Și apoi, aia la dumneavoastră, discutam cu frații de la Rugășești și spuneam printre altele, nu știu ce se întâmplă, dar astăzi, parcă tot mai puțin facem rugăciuni înspre tot. De foarte multe ori când spunem în biserici să se roage un frate, să se roage o soră, să se roage cineva, să stă o perioadă îndelungată. Sigur că ar trebui să ne rugăm mai mult. Sigur că ar trebui să postim mai mult. Sigur că ar trebui să facem mult mai multe lucruri pentru Domnul. Și ar trebui ținta noastră, privirea noastră, să fie îndreptată în fiecare moment la Domnul Iisus Hristos. Vreau să vă spun ceva și avertizare.
diavolul rănește și caută pe cine să rănească. Dar dacă ținta ta este Domnul Iisus Hristos, dacă privirea ta este la Domnul Iisus Hristos, vei fi binecuvântat. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Și Domnul să ne binecuvânteze. De aceea, primul avertisment este pierderea concentrării spirituale. De foarte multe ori ne pierdem ținta. Ne pierdem ținta ta este Domnul Iisus Hristos. Al doilea avertisment pe care autorul epistolei către evrei îl lasă aici scris, este ne pierdem și sensibilitatea spirituală. Nu numai că pierdem pe Iisus din privirea noastră, dar ne pierdem și sensibilitatea. Și la ce mă refer când zic sensibilitatea spirituală? Aș vrea să citim împreună versetele 7 și 8. De aceea, cum zice Duhul Sfânt, astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustiu. Mai vorbește Dumnezeu astăzi? Bună întrebare. Depinde de mine. Dacă vorbește, El vorbește. Dar depinde de mine dacă îmi vorbește mie sau nu vorbește mie. Vreau să vă spun că astăzi suntem așa de preocupați, pentru că nu avem timp de alte lucruri spirituale. Nu mai avem timp nici să auzim vocea lui Dumnezeu. Că Dumnezeu vorbește când într-un fel, când în altul, și omul trebuie să ia seama. Dar spune aici autorul epistolei către evrei, astăzi, dacă auziți glasul Lui, m-am bucurat să aud că dimineață ați auzit într-un mod deosebit glasul lui Dumnezeu în locul acesta. Domnul să vă binecuvinteze. Mă rog ca Domnul să vă dea putere să puneți în practică ceea ce ați auzit. Și Domnul să ne dea putere atunci când auzim vocea Lui, glasul Lui, să putem trăi. Sensibilitate înseamnă să ai distinția valorilor, să faci diferența între bine și rău. Când vorbește Dumnezeu, să fii gata să auzi vocea lui Dumnezeu. Când vorbește Dumnezeu, să ai urechea deschisă, să ai inima deschisă și să poți să auzi ceea ce El are pentru tine și pentru viața ta. Poporul acesta s-a încăpățânat, ne spune cuvântul Dumnezeu, și nu l-a mai interesat de nimic. Deși găsim că Iosua, la un moment dat, în capitolul 24, le spune, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Dacă vreți să slujiți lui Dumnezeu, urmați-L pe Dumnezeu. Ce spune poporul? Noi vrem să-L slujim pe Dumnezeu. Și Iosua vine și încă o dată și poate insistă. Voi nu o să puteți să-L slujiți pe Dumnezeu. Și poporul din nou. Noi vrem să-L slujim pe Dumnezeu. Și Dumnezeu le-a vorbit. Însă a trecut puțin timp și pe ei nu i-a mai interesat. Vine cartea judecătorilor în care spune fiecare făcea ce-i făcea. Și poporul s-a depărtat de Dumnezeu. Și Dumnezeu mai trimitea câte unul judecător și îi aducea din nou pe calea Domnului. Și iar se depărta de Dumnezeu. Și am stat și m-am gândit, astăzi de câte ori Dumnezeu ne vorbește? Ne vorbește prin, mai mult ca oricând, prin tot felul de lucruri. Ne vorbește prin cuvântul Său, care e autoritate pentru noi. Ne vorbește prin emisiuni, ne vorbește prin radio, ne vorbește prin cărți, prin reviste. Avem nenumărate astăzi. Oare auzim vocea lui Dumnezeu? Oare suntem gata să luăm seama la ceea ce Dumnezeu vorbește în fiecare moment? Cât de atenți suntem la cuvântul lui Dumnezeu? Cât de atenți suntem la vocea lui Dumnezeu? Vă aduceți aminte de copilul Samuel? Ana îl duce la templu și îl credințează mâna lui Dumnezeu de mic. Și Samuel stă acolo și într-o noapte aude voce. Le spune Samuel. Samuel. Ce face Samuel? Un copil. Ce face? Se duce la el, la marele preot. Și îl trezește, spune, mai stricat. Și îi spune, nu te-am stricat, du-te și tu. Se duce din nou. Se culce Samuel. Și din nou Dumnezeu îl strică. Din nou vocea lui Dumnezeu se aude pentru el. Samuel, Samuel. În noapte, un copil. De cine doarme mai bine ca și copii din noapte? Sau dimineață. Samuel aude din nou vocea și aleargă din nou la el. Mai strigat. Nu te-am strigat. Deci, dar dacă cum poate mai striga? Înțelept. Vorbește, Doamne, vorbește rogul Tău, ascultă. Care suntem noi gata să ascultăm? Atunci când Dumnezeu
Dumnezeu vorbește? Că Dumnezeu vorbește în diferite moduri. Oare suntem noi gata să ascultăm? Și spune aici, priviți vă rog, ce spune versetul 9 și 10. Părinții voștri m-au ispitit, m-au pus la încercare. Deși au văzut lucrările mele 40 de ani, de aceea m-am dezgustat de neamul acesta și am zis, ei totdeauna să rădăcesc în inima lor, n-au cunoscut căile mele, am jurat, dar în mânia mea, că nu vor intra în odihna mea, pentru că n-au fost gata să audă, să asculte. Fiți vă rog ce spune aici. Ce? Versetul 18. N-a jurat oare celor ce nu ascultaseră? Oare noi ascultăm? Așa spune că suntem ascultători. Tata îmi spunea mie, sigur că a plecat la Domnul de 6 ani, când eram copil, spunea mea, Adel, tu totdeauna asculți. Că nu știu să ieși întors deodată vorba. Cu făcutul era mai bun. Care suntem legate să ascultăm? De vocea lui Dumnezeu. Când Dumnezeu ne vorbește, noi să avem urechea îndreptată spre vocea lui Dumnezeu. Și dacă Domnul are un plan pentru noi, dacă Domnul ne cheamă pentru o lucrare, dacă Domnul ne trimite într-o lucrare, trebuie să fim gata să spun, Doamne, iată-mă, trimite-mă. Sunt gata să ascult. Am auzit vocea ta și vreau să fac. Vreau să vă spun că mulți nu vor intra în odihna Domnului. Fiindcă, zice versetul 6 din capitolul 4, rămâne unii să intre în odihna aceasta. Nu vor intra unii datorită neascultărilor, datorită faptului că n-au fost gata să audă vocea lui Dumnezeu, să asculte de Dumnezeu. Al treilea avertisment pe care autorul epistolei către evrei în capitolul 3 ne-l aduce înaintea noastră, spune, nu vor intra în odihna mea, datorită faptului că și-au pierdut valorile spirituale. Priviți, vă rog, de la versetul 12 înainte, spune, luați seama, fraților, ca nici unul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă, care să vă despartă de Dumnezeu în cel viu. Și îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câtă vreme se zice astăzi, pentru ca nici unul dintre voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Păcatul care ne face așa de lezi. Valorile care noi le avem. Am stat și m-am gândit că e un avertisment pentru noi, pentru că noi avem multe valori. Care sunt valorile spirituale pe care le avem? Avem Cuvântul lui Dumnezeu, avem credința, avem dragoste, avem speranța, nădejdea, avem biserica, părtășia care avem, care e o binecuvântare pentru noi și care trebuie să fie o valoare. Omul Dumnezeu spune, mă bucur că mi se zice, haide la casa Domnului. Și ne bucurăm, trebuie să ne bucurăm când suntem în prezența lui Dumnezeu. Avem valorile noastre. Dar vine Cuvântul Dumnezeu și ne spune că poți să pierzi valorile acestea. Și m-am uitat la poporul acesta, unde 40 de ani ați văzut lucrările mele și n-ați apreciat ceea ce am făcut pentru voi. Nu v-ați încrezut în mine. Nu v-a spus încrederea în mine. Și am stat și m-am gândit. Oare păstrăm noi până la sfârșit încrederea aceasta pe care o așteaptă o mare răsplătire? Avem atâtea valori care trebuie să ținem la ele. Oare suntem noi gata să ne încredem în Dumnezeu din toată ființa noastră? Vreau să spun că atunci când crezi că îți este mai greu, Dumnezeu e alături de tine. Dumnezeu trimite pe cineva care să fie alături de tine. Ai tu încrederea aceasta? Atunci când avem o problemă, încercăm să o rezolvăm în mine și alergăm într-o parte și în alta, până se epuizează toate resursele noastre. Și am văzut mulți în felul acesta. Și apoi își aduc aminte că există Dumnezeu. Mai există ceva. Și apoi trimit un bilet sau dau un telefon. Ca o ultimă speranță. Biserică. Rugați-vă. Și atunci stau și mă gândesc foarte mult. Oare nu cu Dumnezeu ar trebui să începem? Oare n-ar trebui să ne credem pe deplin în Dumnezeu? Poporul acesta, care 40 de ani a văzut mâna lui Dumnezeu, a încetat să mai creadă în Dumnezeu. A încetat să mai nădăjduiască în Dumnezeu. A încetat să mai facă voia lui Dumnezeu.
Sunt momente în care îți pierzi orice speranță. Dar nu uita că Dumnezeu e alături de tine. Nu uita că Dumnezeu te trece prin minuni și vezi lucrările lui Dumnezeu dacă ești gata să stai la dispoziția lui Dumnezeu. Unii nu vor intra în odihna Domnului pentru că își pierd încrederea în Dumnezeu. Pentru că nu se mai încred în Dumnezeu cu toată ființa lor. Mi-aduc aminte ceea ce spune înțeleptul Solomon în Proverbe, capitolul 3. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Să te încrezi în Dumnezeu e un lucru extraordinar. E o valoare extraordinară. Cântarea spune, mă încred în El. Ce s-a întâmplat? Pare chiar așa. Am fost nu de mult într-o biserică. Comitetul comunității. O vreme. Cu El deschis. Ne-am retras comitetul comunității pentru a discuta vreo 2 ore jumate, 3 ore aproape de discuții. Și frații au spus, băi, oameni buni, faceți ceva în timpul ăsta. Cântați-o cântate. Știți la lume? Și știți cum au cântat? Răsuna gândirea. Și au cântat. Mă încred în El ce s-a întâmplat. Și ne-am întâlnit cu frații, i-auzeam că eram în cameră. Ascultați. De câte ori nu spunem noi că ne încredem în Dumnezeu? În momentele extraordinare, bune, de fericire. Dar nu încercai. Unii nu vor intra în odihna Domnului, spune aici Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că nu s-au încrezut pe deplin în El. De aceea mă rog pentru cei care au încheiat astăzi legământul Domnului și pentru noi, pentru toți, să ne încredem în Domnul. Să ne încredem în Domnul cu toată ființa noastră. Pentru că El e gata să le verse binecuvântările Lui. Vreau să vă spun că evreii, spune aici Cuvântul Domnului, n-au intrat în Canaan. N-au intrat în odihna lui Dumnezeu. Pentru că și-au pierdut încrederea în Dumnezeu. Și n-au ascultat de Domnul. Și-au împietrit inimile. Și n-au ascultat de Domnul. Pericolul. Că n-a ascult de Domnul. Să se împietrească inima. Să nu intri în odihna. Dar vei spune, poate, frate al meu, dar 20 de ani, 30 de ani, 50 de ani, 100 să fie, de ani pe calea credinței. Dacă nu ești gata să privești la Domnul Iisus Hristos, ținta să fie El. Dacă nu ești gata să auzi vocea Lui, atât de minunată, care îți vorbește când într-un fel, când în altul. Dacă nu ești gata să te încrezi pe deplin în El. Spune aici, nu vor intra în odihna mea. Și după viață petrecută, poate cu jertfe, poate cu suferințe, Domnul să spune, nu vei intra. De aceea, frați sfinți, care aveți parte de chemarea cerească. Ațintiți-vă privirile și Domnul să ne binecuvinteze. Să ne ațintim privirile spre Domnul Iisus Hristos. Domnul să ne binecuvinteze cu înțelepciune, ca să avem ochii, și nu numai ochii, urechile și inima deschise. Să auzim vocea lui Dumnezeu. Să ascultăm de vocea Lui. Să ascultăm de cuvântul Lui. Și mai mult de atât, să ne încredem pe deplin în El. Și să ascultăm în totul, totului, tot de El. Ca să ajungem în ziua aceea, în gloria aceea. Dar mai este un pericol care ne face și o avertizare. Avertizarea pierderii relației spirituale cu Dumnezeu. Ne spune aici Cuvântul Domnului, versetul 18. Și cui a jurat El că nu vor intra în odihna Lui? Nu s-a jurat oare celor ce nu ascultaseră? Vedem, dar, că n-au putut să intre din pricina necredinței lor. Oameni care și-au pierdut relația spirituală cu Dumnezeu. Rugăciunea, postul, trăirea lângă Cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, trăim vremuri grele.
Pavel îi spune lui Timotei, 2 Timotei, capitolul 3, să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. De ce? De ce vor fi vremuri grele? Că oamenii vor fi iubitori de sine, lăutăruși, sufași, cultori, neascultători, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste, viață, nemulțumitori, plenitori, umraznici, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar pe Dumnezeu. Parcă trăim vremurile astea. Nu mai avem timp de relație cu Domnul. De dimineață până seară alergăm la un serviciu sau la două, sau poate acasă, și nu mai avem timp de rugăciune, nu mai avem timp de a citi un verset, nu mai avem timp și nu mai putem să ținem pozit de post și de rugăciune. Doamne, ai milă de copiii tăi. Nu vor intra în tine mea. Pentru că relația lor cu Domnul, cu Dumnezeu, s-a degradat și Dumnezeu spune, m-am dezgustat. M-am uitat și închei cu un episod din Vechiul Testament. La Moise și la Dumnezeu. Găsim în Exod, capitolul 32, și aș vrea să deschidem, dacă doriți, împreună cu mine. E momentul în care Dumnezeu îl cheamă pe Moise să-i dea legile, tablele legii, și spune, când a isprăvit Domnul de vorbit cu Moise pe muntele Sinai, i-a dat cele două table ale mărturiei, tablele de piatră scrise cu degetul lui Dumnezeu. Dumnezeu cu Moise era pe munte. Ce făcea poporul în vale. Spune că și-a făcut un Dumnezeu. Numai puțin a lipsit Moise din mijlocul poporului, omului Dumnezeu, și imediat poporul nu mai are nicio treabă. Și m-am uitat la ei. Vin la Aron și spun, Moise, fiți atenți, omul acela care ne-a scos din țara Egiptului, nu știm ce s-a făcut. Fă-ne Dumnezeu. Trebuie să meargă cu noi. Aron i-a răspuns, scoateți cerceii, tot aurul care l-aveți, și spune, le-a bătut un vițel, le-a coronat un vițel de aur, și a zis, Izraele, iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. Cât a trecut. Și are dreptate Dumnezeu când spune, am dezgustat de neamul acesta. Mă rog, Domnului, să nu se dezguste și de noi Dumnezeu în neamul acesta. Și spune aici cuvântul Domnului, că a doua zi de dimineață, au adus arder de tot, jerfe, poporul a mâncat, a băut și s-a spălat. Spune aici că vine mânia lui Dumnezeu. Domnul a zis lui Moise, scoală-te și coboară-te, căci poporul tău pe care l-ai scos din țara Egiptului s-a strigat. Fiți atenți cum se strigă lucrurile. Cât de supărat, cât de furios era Dumnezeu. Spun cum îi spune lui Moise, poporul tău, cum Doamne, poporul meu? E poporul tău. Tu m-ai chemat să mă duc să o salvez și eu n-am vrut. Până acolo, când a spus, trimite pe cine vrei. Și-au făcut un vițel turnat. S-au închinat până la pământ înaintea lui. I-au adus jertfe și au zis, Izraele, iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. Domnul a zis lui Moise, văd că poporul acesta este încăpățânat. Acum lasă-mă mânia mea, hai să aprindă împotriva lor și îi voi mistui. Dar pe tine te voi face strămoșul cu mânia mare. Mânia lui Dumnezeu. Asupra poporului care s-a depărtat.
am stat și m-am gândit de câte ori n-ar trebui să facă Dumnezeu și astăzi la fel. Când oamenii, când noi ne facem noi Dumnezeu și pe Dumnezeu care ne-a scos cu mână tare din păcatele noastre, care ne-a izbăvit, care ne-a mântuit prin jertfa Fiului Său, îl dăm la o parte. Nu mai avem privirea trecută la El. Nu ne mai credem în El. Nu ne mai vizuim pe promisiunile Lui. Nu mai avem niciun fel de relație spirituală cu El. M-am uitat la Moise. Știți ce face Moise? Moise mijlocește și spune, Moise s-a rugat Domnului și a zis, pentru ce să se aprindă, Doamne, mânia Ta împotriva poporului Tău, pe care l-ai scos din țara Egiptului, cu mare putere și cu mână tare? Pentru ce să zic că egiptenii, prin înroșirea lor, te-ai scos ca să-i omoare în munți și să le șteargă de pe fața pământului numele? Întoarce-te de la iuțeala mâniei tale și lasă-te de răul acesta. Adu-ți aminte de Avram, de Isaac, de Israel, de robii tăi cărora le-ai spus, ciurându-le pe tine însuți, voi mulți sămânța voastră. Domnul s-a lăsat de răul pe care a vrut să-l facă. Am gândit că și astăzi există oameni ca și Moise. Dumnezeu spune de când e capăt un om și spune, nu găsesc niciun, care să ridice mâini curate de Dumnezeu. Dar mă gândesc că sunt astăzi oameni aici în Biserica din Deș. Sunt oameni în Biserica din Chimiești care nu încearcă să ridice mâini curate înaintea lui Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu încă ne mai ține cu viață, dacă Dumnezeu mai lasă harul Lui peste viețile noastre, dacă mai îngăduie să vedem lumina zilei și dacă nu se mânie până acolo încât să ne nimicească, mai există un Moise, mai există un om, mai există un frate sau o soră care ridică mâini curate, care mai au o relație cu Dumnezeu, o creație spirituală, care mai au rugăciuni, care mai au zile de post, care stau înaintea lui Dumnezeu și mijlocesc. Vreau să vă spun că cunosc personal oamenii aceștia, care Dumnezeu îi folosește într-un mod deosebit. Întrebarea mea, la final, vrem noi să avem parte de odihna Lui? Vrem noi să fim într-o zi cu El în locul pe care L-a pregătit pentru aleșii Lui? Haideți să privim țintă la Domnul Iisus Hristos și Domnul să ne ajute la aceasta. Haideți să ne încredem pe deplin în El. Haideți să avem o relație cu El. Niciun moment în vieții noastre să nu-L părăsim. Pentru că în ziua aceea mărească să avem parte de chemarea minunată. Vino binecuvântat. Domnul să ne ajute ca să putem să trăim în așa fel încât să avem parte de odihna Lui. Amin. Amin.